Salut! Crăciun fericit! Cu întârziere, într-adevăr, azi e 26, a doua zi de Crăciun. Dar e bine că ne vedem și acum. Azi vin cu un tag. Este prima dată când fac și un tag. Mi s-a părut interesant. Este un tag pe care eu l-am văzut la Ana Maria Pesclevei. Ea îl preluase de la Ana Nicole. Se numește The Christmas Tag. Și mă gândeam să-l facem și noi azi, că încă mai este Crăciun. Nu a trecut încă sărbătoarea chiar de tot. Și sunt vreo 25 de întrebări. Eu mi le-am notat în agenda, de aceea mă uit în jos. Și pentru că am un scris de doctor, s-ar putea din când în când să nu prea văd bine ce am scris acolo, că l-am scris repede. Oricum vă las și vouă întrebările în descriere și linkurile canalelor fetelor. Bun, și să începem. Prima întrebare este ce înseamnă Crăciunul pentru tine? Păi, Crăciunul pentru mine este cea mai frumoasă sărbătoare a anului. Este acel moment din an când ești cu familia. Momentul în care dăruiești ce ai tu mai bun celor de lângă tine. Mai pe scurt, momentul în care ne strângem toți lângă brad, la masă, cea mai frumoasă și cea mai caldă sărbătoare anului este Crăciunul pentru mine. Bun, când devii entuziasmat pentru Crăciun? Păi de la 1 decembrie devin. Pentru că deja orașul începe să fie decorat pentru sărbători, deja apar brăduți peste tot, prin magazine, prin oraș, ghirlande luminoase, deja începe să miroase, vin fiert, măr cu scorțișoară, abrad. Pom de Crăciun adevărat sau fals? Este întrebarea a treia, adică natural sau artificial. În momentul acesta am un brad artificial care are 20 de ani și pe care am de gând să-l pensionez pentru că deja încep să năpârlească, să zicem așa. Îi cad acele, la fel ca un brad natural, că face mizerie la fel de multă ca un brad natural. Deja nu mai arată prea bine, plasticul a început să se usuce și aspectul nu mai este cel mai bun. Iar de la anul am de gând să-mi cumpăr brazi naturali în ghiveci, de preferat. Dacă nu, voi lua un brad tăiat într-o pepinieră, dar sincer prefer bradul natural pentru că acela miroase a brad, este the real thing. Care sunt culorile tale preferate pentru Crăciun? Este întrebarea numărul 4. Da, eu am numerotat greșit întrebările, cred. Se întâmplă. Da, deci întrebarea numărul 4 ar fi care sunt culorile tale preferate pentru Crăciun, pentru decorarea bradului. Păi, roșu și auriu. De cele mai multe ori îmi decorez bradul în roșu și auriu. Sau mai adaug și alte culori. Mai adaug violet, mai adaug portocaliu, mai adaug chiar și albastru. Depinde dacă am de gând să folosesc și decorațiunile mai vechi. Mai apare și ceva vernil, mai apare și ceva albastru. Dar de principiu roșu cu auriu. Întrebarea numărul 6. Care sunt filmele tale preferate pentru Crăciun? Păi filmele preferate ar fi primele două din seria Home Alone. Cele cu Macaulay Culkin în rol principal. Chiar am de gând să văd și ultimul Home Alone, că s-a reunit echipa și au făcut un comeback. Și mai îmi place foarte mult un desen animat, se numește The Polar Express, mi-a fost recomandat de către o colegă de serviciu, adică un adult. Și care aduce o perspectivă mai interesantă asupra ideii de a crede în magia Crăciunului, de a crede
Dar crede că se pot întâmpla minuni, neapărat minuni de natură religioasă, spirituală, că se pot întâmpla lucruri care nu țin neapărat de concret, de fizic, de... E de văzut. Nu spun mai mult că dau spoilere. Unde îți petreci de obicei sărbătorile de iarnă? Acasă cu familia. Acasă cu părinții mei. Cei mai importanți doi oameni din lume, pentru mine, singuri. Adică singurii cei mai importanți, pe urmă urmează restul familiei, restul rudelor de sânge, să le spunem așa. Da, cu ei îmi petrec sărbătorile de iarnă de fiecare dată. Eu și părinții mei, dacă mai vin alte rude în vizită sau prieteni. Care ar fi locul de vis unde ai vrea să îți petreci sărbătorile? Păi acasă, cu familia, am spus. Acolo unde este familia mea, acolo unde sunt părinții mei, este locul de vis. Da, mi-aș dori să iau pe mei și să mergem o dată în Austria, să spunem, să ne facem Crăciunul la Viena, dar nu se poate în momentul de față, că nu avem posibilități. Așa că cel mai bine este aici, acasă, în România. Să fim toți împreună, toți trei împreună. Amintiri amuzante legate de Crăciun. Păi, nu mi-aduc aminte niciun mod deosebit. Ceva amuzant. Ești intra calculatorul în pauză. Nu, chiar nu mă amintesc. Vorbește despre ziua tipică de Crăciun. De obicei, noi masa de Crăciun o luăm la prânz. La noi de obicei există prânzul de Crăciun, nu cină. Da, bine, dacă vin prieteni în vizită, de cele mai multe ori vin undeva în jurul orei 3:30-4 și ne întindem până seara, deci putem să o numim cină. Da. Ziua tipică, cam asta e. Ne strângem la masă cu bradul din dotare, de van de cor. Ne simțim bine, vorbim, râdem, glumim, povestim ce am mai făcut în timpul anului. Așa. Anumite tradiții de Crăciun. Da. La noi în familie încă se practică așezatul cadourilor sub brad, în ajun. Fiecare dintre noi trei ne punem cadourile acolo și pe urmă ne apucăm să le desfacem. După câteva minute să creăm acea senzație că vine Moș Crăciun, că se întâmplă ceva deosebit, că nu, că doar ne dăm noi cadourile unul altuia, așa de... Deci tradiția cam asta e, cadourile sub brad. Următoarea întrebare, ce nu lipsește de la cina de Crăciun? Sau, da, cazul nostru, prânz spre cină. Sarmalele nu lipsesc. Nu există masă fără sarmale de Crăciun. Care este desertul preferat de Crăciun din toate timpurile? Păi ar fi cozonacul. Cozonac cu nucă și cacao, dar multă nucă, plin de nucă. Acela, tradițional, românesc. Asta a fost casia pe care ați văzut-o plecând. Cum îți place să te îmbraci în ziua de Crăciun? Păi simplu. Se poate de casual într-un pullover și o pereche de blugi, așa cum. Am un plovăr pe mine. În jos nu se vede, dar am niște blugi. Și am fost îmbrăcată și ieri. Alt plovăr, da. Tot plovăr și blugi. Când ai fost ultima dată la colindat în copilărie? Mergeam cu copiii vecinilor mai de scară. Ne strângeam toți copiii de pe scară și mergeam la colindat în cartier. Și asta se întâmpla când eram noi în școala generală, adică anii 90, undeva până prin 1996-97, cam așa.
Adică cu vreo 20 de ani. A fost ultima dată la colindat. Colindat în sensul de mers cu colindul din ușă în ușă, că așa, unde mi s-a întâmplat, eram la serviciu, lucram undeva. Lucram într-o școală, că și dacă am apucat să vă spun, într-un clip, cred că am menționat că sunt profesoară. Și am făcut un corp de profesori. Corul a fost inițiat de o colegă de-a noastră. Am strâns vreo 5 fete. Și la sărbarea de Crăciun am colindat și noi, am interpretat niște colinde. Atunci a fost ultima dată când am colindat, adică acum vreo 5 ani. Corul fiind organizat de una dintre colegele de muzică. Că poți numi toți renii lui Moș Crăciun, nu. Afară de Rudolf, pe altcineva nu știu. Alt ren nu cunosc. Că folosești calendar advent, nu. Nu folosesc calendar advent pentru că majoritatea calendarilor advent, ce am văzut și pe YouTube, conțin produse în variantă travel size sau sample, eventual niște miniuri. Nu mă pasionează să primesc produse în cantitate atât de mică, adică ori mă duc și îmi cumpăr produsele în full size, ori nu-l mai am deloc, adică nu. Deschis cadourile în seara de ajun, da. Le punem sub braț, pe urmă le strângem și le deschidem, fiecare ce a primit. Care este cel mai tare cadou de Crăciun pe care l-ai primit? Sunt trei. Unul dintre cele mai tare, numai pentru primele două nu mai știu exact ordinea care a fost, dar primul cred că a fost cândva când eram în liceu. Am primit un sistem audio foarte performant la vremea respectivă, care a funcționat până anul trecut, din care am reușit să reciclăm boxele. Am un sistem audio JVC. L-am primit de la părinții mei. Al doilea cadou foarte tare, eram în ultimul an de facultate, în anul 4, și am primit un calculator, un PC, un desktop PC. Tot de la părinți, evident. Și al treilea, cel mai tare cadou, a fost anul trecut, când de la ei mei am primit camera video. Nu mă așteptam să primesc. Dar am primit-o și m-am bucurat foarte mult că nu mai trebuie să filmez cu telefon. Acestea au fost cele trei cadouri foarte tari. Fii sincer, ce anume îți place mult, să primești sau să dăruiești cadouri? Îmi place să dăruiesc oamenilor dragi mie, îmi place să și primesc. Că na, cui nu-i place. Și de obicei de Crăciun fac și eu un cadou de la mine pentru mine. De obicei cel mai costisitor eu mi-l cumpăr singură. Na, am auzit ceva la ușă. De aceea m-am întors. Dar îmi place să dăruiesc. Evident să-și primesc. Bănesc că sunt foarte puțini oamenii care nu le place să primească ceva. Un lucru pe care îți doresc să-l găsești sub brad anul acesta. Păi, ce mi-aș fi dorit eu să găsesc sub brad, n-am. Ajunul a trecut, Crăciunul. Am deja a doua zi, cum am spus. Da, sincer, dacă mi-aș fi putut permite, aș fi vrut să găsesc un sistem audio când nu mai am. Dar probabil că o să mi-l cumpăr anul viitor și îl voi găsi sub braț. Prefer să ai un Crăciun alb? Dacă ne referim la zăpadă, da. Îmi place zăpada.
place să văd zăpadă de Crăciun, multă zăpadă, dar nu pe trotuare, nu pe străzi. Nu-mi place gheața, zloata, poate să aude și pe la primăria generală și primăriile de sector. Mai sunt încă două întrebări. Ce anume face ca sărbătorile să fie speciale? Faptul că sunt cu ai mei. Că ne strângem toți trei la o masă. Bine, că în fiecare seară, fiecare zi suntem toți trei, dar timpul anului mai și lucrăm și nu avem timp tot timpul să stăm de vorbă și să ne spunem ce avem de spus. De sărbători suntem mai relaxați și ne simțim mult mai bine. O dorință de Crăciun. Păi să fie părinții mai sănătoși. Să fim toți sănătoși, inclusiv eu. Să fie toți membrii familiei mele sănătoși. Asta îmi doresc, sănătate pentru toată lumea. Că e mai bună decât toate. Restul le facem. Joburi, bani. Restul se fac. Da, sănătatea, n-ai cum să o cumperi. Păi, cam asta a fost tot. Cum am zis, vă voi lăsa în descriere întrebările și link-uri către canalele fetelor. De tăguit, eu nu tăguiesc pe nimeni. Cine vrea să facă tagul, poate să-l facă. Încă o dată vă urez un Crăciun fericit, sărbători fericite și eventual un an nou bun, 2019, cu tot ce vă doriți voi, dacă ne mai vedem până de anul nou, deși eu aș mai vrea să mai filmez ceva, să mai fac un clip săptămâna asta. Dar dacă nu ne vedem, am făcut de acum urarea. Dacă ne-am vedea, vă mai urez o dată. Asta e. Ok. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați și vă un thumbs up clipului dacă v-a plăcut. Un subscribe canalului, ca să fim cât mai mulți. Și ca să ia zgârie la ușă, las plăci. Și asta a fost tot. Pa, pupic! Pa! Ciao!